Bine v-am găsit la rubrica Atelier. Firma Dynamite mi-a pus la dispoziție în anul 2022 câteva modele noi de nadă, printre care Dynamite, Frenzy, Hempseed, Caster, Mill. O nadă universală pe bază de făină de casteri și cânepă prăjită. Astăzi o să vedem modul ei de umectare. Puteți observa cantitatea mare de cânepă care se află în această nadă. Este o nadă de culoare brună. Ca și granulație nu este foarte fină, este una medie. Ce vă recomand este această nadă 100% va funcționa mai ales pe râuri. Acolo unde peștele trebuie să stea pe loc, unde peștele trebuie să-l apelăm, iar această granulație, mai ales cânepa prăjită și măcinată aflată în această nadă, are rolul de a menține peștele pe loc. Însă, din punctul meu de vedere, această nadă trebuie umectată de cu seara. Mai are și câteva coji, este și normal atunci când prăjim și măcinăm cânepă să mai rămână. Ele sunt bune nadă, însă vă recomand că această prima operațiune care o fac acum să o faceți de cu seara. Ca și amestec, funcționează aproape în orice combinație, chiar și în cele de pește, dacă doriți să încercați să dați cu ea la metod. 100% nu face rău. Vă spuneam, această granulație ajută la atragerea peștelui în această perioadă, pentru că acum nu mai contează dacă este nada extrem de fină, trebuie să fie extrem de proteică. Nu, acum această nadă funcționează în perioada caldă și nu numai. Pe râu vă recomand să o folosiți pe tot parcursul anului. Are un miros natural. Cânepă multă, făină de caster. Dacă doriți, puteți să mai adăugați și aditiv, însă vă spun, cel mai mare și cel mai important lucru este că această nadă, dacă veți merge cu ea la pescuit, trebuie să o umectați de cu seara. Ca de obicei, voi adăuga jumătate de litru de apă, o voi malaxa, o lăsăm 10 minute la omogenizat și să vedem ce se întâmplă. Am revenit, au trecut 10 minute. Am să mai adaug 250 de ml de apă. După cum se poate observa, nada noastră s-a omogenizat bine, a absorbit foarte multă apă. Dacă o umectați de cu seara, cu siguranță trebuie undeva la vreo 350 de ml de apă a doua zi ca să iasă așa cum trebuie. În acest moment, nada noastră este gata pentru partida de pescuit. Nu rămâne decât să efectuați sitarea și dacă vi se pare că se colează prea tare, deși nu este cazul, o reglați atunci când pescuiți la coșuleț, o reglați din strângere.